Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă aduc în atenție un verset din Efeseni, din cartea Efeseni. Versetul, rămâneți așezați că e un singur verset. Mă scuzați. Capitolul 4, versetul 5. Cu ocazia aceasta, cu ziua aceasta fericită, cu evenimentul acesta binecuvântat în biserica noastră, cu ocazia acestuia spun, aș vrea să ne uităm la acest adevăr afirmat de Scriptură, afirmat de Apostolul Pavel în Efeseni și să vorbim puțin despre el, sigur așa câteva gânduri, câteva idei. Vedeți dumneavoastră, indiferent ce credem noi, indiferent care sunt convingerile mele religioase sau ale dumneavoastră, indiferent cum îmi trăiesc viața și cum mă raportez la Dumnezeu, versetul acesta și adevărul acesta este general valabil. Este universal. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Și adevărul acesta este, în primul rând, în afara noastră. Este real, este adevărat, repet, indiferent de cum decid eu să-mi trăiesc viața sau să mă raportez la Dumnezeu sau la Hristos. Este un adevăr fundamental. Dumnezeu este unul singur, o singură credință și un singur botez. Chiar dacă aparent întotdeauna a fost de ales între Dumnezei. Aparent întotdeauna a fost mai mulți. Dar lucrul acesta nu face ca adevărul pe care îl avem în față să fie mai puțin valabil. A adunat Ilie pe muntele Carmel, dacă vă amintiți, 450 de proroci al lui Baal, 400 de proroci ai Astartei și tot Israelul. Și profetul Ilie, prorocul lui Dumnezeu, a spus: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Și zice Scriptura acolo, cronicarul, că poporul n-a zis nimic. Nu știau ce să creadă. Pentru că aveau impresia că au de unde alege. Și atunci Ilie a zis, pune în fiecare câte un vițel și Dumnezeul care face să coboare foc din cer, acela e Dumnezeul adevărat. Și poporul a zis, bine, hai să vedem. Și Dumnezeu a făcut să coboare foc din cer, așa încât scena aceea povestită se încheie cu poporul așternut cu fața la pământ, spunând, Domnul este adevăratul Dumnezeu, pentru că este un singur Domn. O singură credință, un singur botez, indiferent că am impresia în aparență că pot să aleg între Dumnezei. Există o singură credință. Chiar dacă aparent pot să aleg între mai multe și între mai multe căi. Oare n-a spus Domnul Iisus, umblați pe calea cea strâmtă și pe poarta cea îngustă intrați, căci largă este calea și lată, sau lată și largă este poarta care duce la pierzare. Dar una singură duce la mântuire, înseamnă că sunt mai multe căi în aparență pe care pot să merg, pe care pot să aleg să-mi trăiesc viața, dar una singură duce la mântuire, spunea Hristos. Intrați pe poarta cea îngustă, pe calea cea strâmtă, aceea e una singură dintre toate câte puteți alege. Conștient de lucrul acesta, împăratul David a spus, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândul, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Înseamnă că poți alege dintre căi, dintre credințe, dintre botezuri, dar unul singur, una singură, duce în veșnicie, duce la Dumnezeu. Așadar, indiferent ce credem noi, ce religie om fi având sau nu,
Acesta este un adevăr ce rămâne valabil deasupra capului nostru. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Slăvit să fie Dumnezeu! Sigur că afirmația aceasta are și un profund caracter personal, dincolo de faptul că e universală și general valabilă. Afirmația aceasta poate să ia ființă în viețile fiecăruia dintre noi. Și iată frumusețea acestui eveniment de astăzi, niște oameni, 11 la număr astăzi, care afirmă că Dumnezeu astăzi, afirmă public, Dumnezeu este singurul lor Domn, că ei aleg o singură credință și un singur botez, pe cea reală, pe cea adevărată. Și ei astăzi mărturisesc lucrul acesta aici. Iar adevărul general, universal valabil, devine adevărul și temelia trăirii și lăuntrului meu. Hristos înviase și în seara învierii, Toma se întâlnește cu El. Și după ce vede rănile lui Hristos, semnele a ceea ce s-a întâmplat, Toma a zis simplu: Domnul meu și Dumnezeul meu. Realitatea învierii, realitatea unui singur Domn, devenea reală, personală pentru Toma. Ce mă interesează pe mine și alegem să rămânem și astăzi, sau am ales să rămânem în cartea Efeseni cu această afirmație, vreau să înțeleg de aici, din Efeseni, cum arată afirmația aceasta în viața trăită a unui om. Când Dumnezeu devine singurul Domn, când am o singură credință, un singur botez, cum o înțelege oare mintea apostolului călăuzită de Duhul lui Dumnezeu aici în cartea Efeseni? Și vreau să vă arăt câteva lucruri. Înainte să citesc din Efeseni, mi-am propus să citesc numai din Efeseni, vă amintesc ce spune apostolul Pavel vorbind despre păcat la un moment dat în Roman, zice: păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Înseamnă că păcatul, și asta nu e ceva nou, mai ales pentru cei ce suntem obișnuiți cu învățătura noastră din biserică, păcatul domnește. Și zicea Pavel: păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Și odată cu păcatul, explică Pavel în Romani, a domnit moartea. Prin păcat a intrat moartea și moartea și păcatul au domnit. Iar în Efeseni, apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta în capitolul 2, când zice: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Și continuă el: după mersul lumii acesteia, și auziți, după domnul puterii văzduhului. Așa trăiați, după domnul puterii văzduhului. Adică păcatul domnea, moartea domnea. Dar știți ceva, spune apostolul Pavel mai în față, în 4:5, este un singur Domn. Domnia păcatului s-a sfârșit. Domnia morții, a Domnului puterii văzduhului s-a terminat. Hristos a înviat, ne-a scos din moarte și ne-a adus la viață. Și iată-ne pe noi astăzi și iată-i pe ei mărturisind: domnia păcatului s-a terminat. Este un singur Domn. Și dacă lucrul acesta este real în viața mea, dacă Dumnezeu sau este un singur Domn în viața mea, o singură credință și un botez, înseamnă că păcatul nu mai domnește. Am ieșit din moarte și am ieșit la viață și astăzi mărturisiți și mărturisim împreună. Avem un singur Domn și suntem liberi de puterea păcatului. Așa că păcatul, în viața căruia afirmă că este un singur Domn și real în viața lui, păcatul nu va mai domni. Nu spunea frumos apostolul Petru: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Adică singurul Domn care va domni în inimă
este Hristos. Păcatul nu mai are ce căuta, nu mai poate domni. Că se întâmplă ca accident, că se întâmplă și va fi prezent, să nu înțeleagă cineva că cei ce se botează nu vor mai păcătui niciodată. Nu asta spun. Vorbesc de o tiranie, de o domnie a păcatului. Trăiau după Domnul puterii văzduhului, după cum dictează acest Domn. Ei, prin jertfa lui Hristos, prin puterea învierii Lui, domnia aceasta s-a frânt. Și noi trebuie să avem grijă ca inimile noastre să fie a Domnului. Se vorbește aici joile despre Ezechiel și mi-am amintit de un episod acolo, când bătrânii lui Israel se duc în fața profetului să-L întrebe pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune profetului, fiul omului, oamenii aceștia își poartă idoli în inimă. Și eu să mă las întrebat de ei. Oamenii aceștia pioși, bătrânii lui Israel, vin în fața mea să-mi ceară părerea și își poartă idolii în inimă, pentru că ei, pentru ei, realitatea că Domnul este singurul Domn, că este un singur Domn, nu-i valabilă. De aceea, eu, dumneavoastră, voi, păziți-vă să aveți inima întreaga Domnului. Nu zice Moise în Deuteronom, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Tu să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ești tu. Este un singur Domn și păcatul n-ar mai trebui să domnească în viețile noastre. Și atunci când citim din Efeseni, de aici din 4, versetul 5, și mă uit în tot, în preajma acestei afirmații a lui Pavel, găsesc că păcatul ar trebui să fie scos afară de acest Domn. Așa cum zicea poetul, să ard de sete, tot n-aș bea din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, n-aș mânca mâncăruri otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Vreau să am un singur Domn, o singură credință, să fiu un singur botez, acela să fie real. Dumnezeu să ne ajute să avem un singur. Pune-te, rog, iarăși versetul să-l avem și în fața ochilor. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Domnia păcatului nu mai este, n-ar mai trebui să fie în viața mea. Și acum vreau să vă mai arăt un lucru din Efeseni. Cum aș putea, în lumina acestui verset, să înțeleg o altă parte, dacă am văzut că domnia păcatului n-ar trebui, păcatul n-ar mai trebui să domnească în mine. Și de data aceasta mă duc în capitolul 6, când Apostolul Pavel vorbește stăpânilor și robilor și le spune următorul lucru în 6:5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă și auziți, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Auzi, ești rob? Ai grijă că în primul rând ești robul lui Hristos, le spune. În primul rând, înainte să fii robul stăpânului pământesc, ești robul lui Hristos. Tu trebuie să asculți ca de Hristos. Și acum vorbește stăpânilor în versetul 9. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări. Ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Auzi, stăpânule! Vezi că tu ai un stăpân deasupra ta. Și robii și stăpânii au același stăpân ceresc. Ce vreau să spun aici? Este un singur Domn. Indiferent de statutul meu social și cine aș fi, nu mai domnesc eu, ci domnești un stăpân deasupra tuturor. Așa le spune Pavel robilor, voi sunteți robii lui Hristos în primul rând. Și voi, stăpânilor, nu vă îngânfați să credeți că faceți ce vreți cu ei, că voi aveți un stăpân deasupra, toți avem același stăpân, pentru că este un singur Domn, îmi spune Pavel.
Și toți ascultă de Domnul acesta și toți se smeresc în fața acestui Domn și toți trăiesc în ascultare de El, așa că nu mai domnesc eu în viața mea. Atunci când zic este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Imaginea aceasta a stăpânului cu rob apare în Scripturi și înțeleg în primul rând că nu mai domnesc eu. Vă amintiți? Poate că unii, că sigur sunteți, ați fi pe prima dată aici, așa că vă spun. Era în vechime o lege. Dacă robul evreu intra și se vindea cuiva ca să-i fie rob, în al șaptelea an trebuia să fie lăsat liber. Așa era legea lăsată de Dumnezeu. Dar, zice Scriptura, dacă vrea totuși să rămână, că îi place de stăpân, că stăpânul i-o fi dat o soție și a făcut copii și trebuia putea să plece, era liber, dar fără soție și copii, și el vrea să rămână, că își iubește soția, își iubește stăpânul, zice să te duci să iei o sulă la stăpân și să-i găurești urechea de ușă sau de stâlpul ușii și să rămână pe veci robul tău. Știți ce se întâmplă astăzi dacă mi-e îngăduit să folosesc imaginea aceasta? Își găuresc urechea astăzi în mod public și afirmă de aici înainte aș vrea să fiu robul lui Hristos pe veci. Afirmă că nu mai domnesc ei, ci domnește Hristos în viața lor. Că nu mai sunt eu domnul vieții mele și știu eu a resurselor pe care le am, ci este acela domn, un singur domn, care are putere. Spune cântarea noastră atât de frumoasă, o cânta corul, să răstignești urechea mea pe lemnul ușii tale. Pe cetea ta s-o port așa în trupul meu și în carnea mea. Întreaga vieții cale, aleg de acum robia ta cu frângerea de sine și să rămân așa aș vrea, nevrednic rob în casa ta, să nu ies de la tine. Pentru că recunosc astăzi și întreaga mea viață că nu mai domnesc eu și cum zice Sfântul Apostol Pavel, am murit împreună cu Hristos, am fost răstignit împreună cu El și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și Hristos a spus limpede, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Așadar, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, înseamnă că nu mai domnește păcatul și nu mai domnesc eu, ci visele mele, aspirațiile mele, resursele mele, viața mea întreagă e pusă înaintea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Pentru că de la ele am primit și prin el mă bucur de ele. De aceea, astăzi, ce fac ei? Nu e altceva decât să declare acest adevăr în viața lor, ca personal în viețile lor. Și noi, care avem prilejul să ne amintim că este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur mod de a-i sluji lui Dumnezeu, în ascultare, în smerenie, în lepădare de sine, în care Dumnezeu face ce vrea cu noi. Ce frumos exemplu ne-a dat Hristos în grădina Ghețiman, când a zis, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu să se facă. Lăsându-L pe Dumnezeu Tatăl să fie Domn. Deci nu păcatul, nu eu. Și îngăduiți-mi cu un verset frumos din Efeseni și cu aceasta o să mă apropiu în ce de încheiere. E o afirmație despre Hristos, despre învierea lui Hristos și cum Dumnezeu l-a așezat la dreapta sa. Și ia uitați-vă ce spune în capitolul 1. Haideți să citim cu atenție, e atât de profund și de măreț versetul acesta, 1 cu 21, zice, l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești și auziți,
mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în viacul viitor. Hristos este mai presus de toate acestea. Așa ar trebui să fie și în viața mea. Nu mai domnește păcatul, nu mai domnesc eu și nu mai domnește nimic altceva în viața mea în afară de Hristos. Orice domnie ar fi ea, orice stăpânire, orice putere. Știți cum am încurajat singur joi dimineața cu versetul acesta? Că mi-am dat seama că Hristos este Domn peste orice necaz, orice frustrare, orice amărăciune, orice zdrobire, orice neputință, orice boală, orice situație ar fi în viața mea. Hristos e Domn, e singurul Domn. Și nimic n-ar trebui să mă consume, să mă dărâme, să mă despartă de dragostea Lui, zice Pavel. Fie că e vorba de viață sau de moarte, de adâncime sau înălțime, de înger, de orice zidire, de orice în viacul de acum sau în cel viitor, nimic n-ar trebui să ne despartă, să strice, să domnească în viața noastră în afară de acest singur Domn. Toate lucrurile vă sunt îngăduite, spune Apostolul, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi, nimic. El e deasupra oricărei situații din viața mea. L-ați cunoscut pe Dumnezeu. Umblați cu Dumnezeu. Noi ceilalți să umblăm cu Dumnezeu, să lăsăm pe El să fie lumina cărării noastre. Să lăsăm pe El să conducă deasupra oricărei situații care s-ar putea ivi și ce situații complicate se ivesc. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Și așa vreau să fie și în viața mea și nimic să nu stăpânească. Zice Scriptura, David, convins, pătruns de adevărul acesta, Dumnezeu era pe tron când cu potopul. Dumnezeu împărățește în veci. Apele necau și stricau totul în fața lor. Și Dumnezeu era pe tron. Indiferent ce se întâmplă în viața mea, în viața dumneavoastră, indiferent ce va veni, Dumnezeu e stăpân și așa să rămână. Nu mamona, nu pântecele, cum zice Scriptura, nu Nebucadnețar, ci Dumnezeu singur. Iată frumusețea acestui adevăr, iată-l declarat astăzi între noi. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute așa să rămână până la capăt. Amin.